Băiatul este în clasa 7-a la școala din satul Tutan al comunei Băiculești din Argeș. Împreună cu alt elev a umplut o sticlă de suc cu țuică și a băut-o într-o pauză. Jumătatea de litru de alcool l-a lăsat lat în câteva minute. A fost văzut de o învățătoare. Femeia a chemat directoarea, care a chemat ambulanța. Au consumat în pauză, fără să-și poată da seama nimeni că în acel pet nu este suc, așa cum arăta ambalajul, și a fost alcool, cum s-a dovedit ulterior. I s-a făcut rău, i s-a acordat primul ajutor de către cadrele didactice, imediat a fost anunțată ambulanța, s-a sunat la 112, a venit foarte repede, s-a acordat din nou primul ajutor aici la școală. Elevul a fost dus la spitalul din Curtea de Argeș. Cu o stare generală influențată, cu conștiința pierdută, cu halenă alcoolică, probabil că a băut în comună a băut împreună posibil cu alți copii și el a probabil cel mai mult, a fost preluat de serviciul de ambulanță și a dus la spital cu evoluție bună în 4 ore după tratamentul instituit. La școală a fost deschisă o anchetă și va fi întrunit Consiliul Profesoral pentru a stabili sancțiuni. Copilul este crescut de bunici și o mătușă. Mama lui lucrează în străinătate, iar despre tata nu se mai știe nimic. În aceste condiții va fi sesizată și protecția copilului, care va face o anchetă în acest caz, iar poliția încearcă să afle cine le-a dat băutura copiilor.